sunt fericită și cu ce fac la fundație, dar sunt mai fericită că am doi pitici așa drăguți ca tine, pe care îi ador și pe care vreau să-i duc așa în fiecare zi în centre să vadă și ei cât de important este să înveți, să fii responsabil. Bună, eu sunt Alexei Simpatic. Bună, eu sunt Ania. Și eu simpatică puțin. Eu lucrez în cadrul unei fundații foarte frumoase și mare, așa, care e în toată lumea și care de vreo 14 ani e și în România. Este United Way România, așa se cheamă fundația asta. Și eu încerc din toată inima să găsesc resurse, să strâng bani în așa fel încât copiii să poată merge la școală, tinerii să-și găsească o meserie și un loc de muncă, iar bătrâneii să poată să-și ducă zilele frumos, cu sănătate și în locuri unde să se simtă bine, să fie fericiți. Tu te-ai gândit de mică că o să ai o fundație? Să știi că nu m-am gândit, dar întotdeauna mi-au plăcut copiii și m-am gândit că, uite, ar fi foarte drăguț să pot face ceva pentru ei. Și mai ales când mi-am dat seama că sunt foarte mulți copii săraci în țara noastră, am zis că e important să găsesc o cale să-i aducem pe toți în școală, să rămână acolo, să învețe, să se distreze și să aibă parte de momente în care să-și dorească să iasă din mediul ăla. Care a fost cea mai frumoasă zi pentru tine? Pentru mine cea mai frumoasă zi ar fi aceea în care niciun copil din țara asta n-ar mai fi trist. Toți ar zâmbi, toți s-ar bucura că există, că trăiesc, că au prieteni, că pot să meargă în siguranță la școală și că vor ajunge oameni mari și echilibrați și frumoși și zâmbăreți, fericiți. Cât îi costă pe oameni să ajute copii? Zero. Dacă și-au făcut cumpărăturile la Profi, se duc la InfoKiosk, scanează bonul acolo și aleg proiectul viitor pentru 6500 de copii săraci, împreună le putem schimba viața acestor copii.